și pe faptul că ați venit în drumul unor atât de mari la Evenzen. Și am să fie mulți. Da. O să vă povestesc un pic despre povestea Vieta, povestea mea, care a început în 2013, acum chiar în 5 ani, printr-o joacă. A fost un moment în care efectiv m-am trezit cu conștiință și tragedie. După vreo 7 ani de comunicații și o formă de cibernetic. Așa că mi-am dat seama că e mai mult de atât aici și am început să explorez și să îmi exprim platura asta creativă în alt mod decât o făcusem până atunci. Așa că prima colecție care a luat naștere în 2013 este, a fost, de fapt, că în momentul acesta nu mai există. Este o colecție care a fost creată împreună cu tatăl meu, sculptor. O colecție de genți, bine sculptat. De genți îmbrăcați cu minele de lemn sculptat, care a fost inspirată din schițele vechi pe care le-am găsit. Schițe baroc, cu elemente baroc, pe care le puteți vedea și în, și în colecția Doar Regal, care am creat-o exclusiv pentru acest eveniment. O să vreau să cunoașteți și pe Olivia. Olivia este... Eu mă gândeam mai pe toată că vreau să cunoașteți prima geantă, dar am fugit să da. Olivia este... cea mai departe, Rita. Da. Și Olivia a fost cu mine dinainte să existe Rita. Da. Și aș vrea să o cunoașteți și pe ea și să o prestesc așa în câteva cuvinte. Ce vrei? Care? Ce vrei tu? Da, povestea noastră a început foarte interesant pentru că mai mult de 5 ani în urmă am fost la eveniment de creativitate și ne-am găsit așa într-o mulțime. Și faptul că aveam aceleași idei sau aceleași moduri de a lucra cu un proiect, cred că ne-a dus aproape și cred că părerea mea în punctul ăsta este interesantă că e din afară, adică pot fi destul de obiectivă. Știu că în primele momente în care am început să vorbim, îmi povestea că are un vis, își dorește să facă gen și accesorii, motive tradiționale și mie mi se pare incredibil. Deci îmi povestea doar despre ideile ei și m-a entuziasmat foarte mult cu forța ei creatoare. Deci pur și simplu prin cuvinte a reușit să transmită ce vrea să facă. Iar cum partea mea, să zicem, de treabă e să pun ideile în cuvinte, ne-am potrivit destul de bine și a urmat ce deja se știe, dar e frumos de urmărit traseul brandului, pentru că a crescut foarte mult și ce nu-i cum spune, pentru că e prea modestă, e faptul că odată cu brandul a crescut și ea și în fiecare colecție se regăsește o părticică din ea, iar acum, pe măsură ce creștem, avem și oamenii ăștia frumoși care sunt alături și portul se vede, pentru că creăm împreună povești, sunteți purtătoare de doruri care ne inspirați pe ce trece și avem câte puțin din fiecare, sperăm noi, în ceea ce creăm. Mai bine o las pe mine în continuare, am adus geanta pentru că ne este tare dragă și ea pornitoare cum și ideea colecției Doar Regal, dar cred că e interesant să trecem prin toate etapele, începând cu Dor de Românesc, care oarecum ne-a lansat pe piață, până la momentul în care suntem acum și pe care sărbătorim. Ok. Da, Dor de Românesc. Dor de Românesc e colecție reprezentativă pentru noi. Este a doua colecție după Spirit Adolescent, cea de care Olivia mă spunea, sau de care spuneam eu că am creat-o împreună cu tatăl meu. Și
cuprinde motive din fiecare zonă geografică a țării noastre. Un alt motiv pentru care am ales să fac și să plec în studiul de românesc este faptul că m-a inspirat și mi-a plăcut foarte tare să studiez semiotica și să văd ce e în spatele semnelor și să cunosc povestea lor. Și astfel am aflat că avem multe motive să fim români, că suntem români. Și astfel a luat naștere Poliția Dor de Românesc. Poliția Dor de Românesc, care cuprinde 10 genți, fiecare geantă are o poveste, fiecare geantă reprezintă un dor de o zonă anume, din Moldova, dorul de Moldova sau dorul de Transilvania. Și sunt foarte încântată că a avut așa un succes această poliție, ba mai mult atât. Am creat la un moment dat o campanie cu ambasadoare din fiecare zonă a țării noastre și am strâns dorurile celor care vreau să și le exprime pe o platformă dedicată. Apoi a urmat Măiastra, care, bineînțeles, este inspirată de simbolul zeiței pasăre. Este o colecție care vorbește despre Măiastra lui Vârtuș, dacă vreți. Și are un simbol reprezentativ pe fiecare geantă. Fiecare geantă reprezintă, de fapt, are nume de pasăre și vine cu simbolistica ei mai departe. Să mă mulțumim foarte mult. A fost Neo, după aceea, o următoare colecție. Neo, care a fost inspirată din cultura cu puteni. Așa că ți-am zis că o cultură foarte, foarte veche, neolitică, de 6 ani. Și da, cred că știți de pasele cu puteni. Ce mai fost? Nu ne ajutăm. Nu uita! Am uitat de nu uita. Da, nu uita. E o floare. E o floare și fiecare geantă, de fapt, reprezintă floare. Iar simbolul central este florile albastre. Și ce să... Ultima și cea mai nouă colecție este Dor Regal, pe care o puteți vedea aici, în partea dreaptă a vitrinei. Este o colecție de inspirație baroc, cu simboluri reprezentative, care a fost, practic, o reinterpretare a primei colecții. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici și sper să reușesc să vă cunosc pe fiecare parte în seara asta. Așa că aveți o seară minunată și să avem o seară minunată. Mulțumesc!